Concentrare maximă în jocul Stelei. S-a schimbat direcția de atac a celor de la Real. Cernea! Cernea! Extraordinar! Cernea! N-a fost gol! N-a fost gol! Seară, cum a putut să respingă Cernea? Cum a putut să respingă și ceilalți? Marin simte însă și el. Excelent! A recuperat Ovidiu Petre. Bănea Nicoliță! Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! Este cea mai mare dramă. Steaua pare a fi o echipă blestemată. Carlos a dispărut din primul 11. Și Beckham s-a dus la Bănel Nicoliță pentru a-l ridica de pe gazon. De la un metru de poarta sa. Nu-i nimic, mai sunt 20 de minute. Ce s-a întâmplat și pe Bernabeu, aia a fost să fie, așa a avut Dumnezeu, așa și spune. Ne-a marcat acel moment? Să știi că a marcat foarte mult. Am avut ceva probleme, dar nu am probleme să mă omor. E sigur de chestia. Dar îți dai seama, de ce? Momente... Nopțile dormite? Am stat o săptămână și ceva în care n-am dormit noapte de noapte. Tot mă gândeam, mă frate, ce am căutat eu în partea aia? Și m-am zis că eram mijlocaș. Ce caută tu mai în zona? Dacă Dumnezeu așa a vrut să fie o zonă, să eu dau lui Cernar. Nu Cernar. Uite aici. Dacă el a fost. Cu Cernar ai avut vreo discuție? Nu. Păi ce? Nu. Și am trăit momente frumoase, ne respectăm. Ne... Ce căutai tu acolo? Sau el să spună no, ce, de ce mai de ce? Nu. În general, el stătea pe linia porții. Eu când am avut mingea în față și l-am privit, el era pe linia porții. Și atunci când eu am lăsat capul jos, ca să pot să-i dau tare, ca, așa îi dădeam și poate mă lăsam pe spate și o dădeam mai moale și o lua Valin să-i stăceam până în poartă. Și atunci îi zic, dau tare pe el și la revedere. Și când am pus capul și am dat tare și am zis capul zis și l-am văzut și zic, ai, ce să fac. Dar sunt momente, uite.